Salutare, om bun! Mă bucur că ești prezent din nou pe canalul de YouTube Vibrații Înalte. Astăzi îl avem invitat pe Marius Dobrescu, terapeut cu o experiență amplă în ajutorarea sufletelor care vor să treacă peste provocări diverse, începând de la anxietate, depresie sau dependențe care nu dau voie omului să trăiască o viață cât se poate de împlinită. Și sunt cât se poate de bucuros pentru că în felul acesta avem ocazia să anunțăm și un eveniment foarte valoros care o să aibă loc pe data de 13 februarie. Dar mai multe detalii vom da la final. Marius, mă bucur tare mult că ești prezent. Cu mare drag, mă bucur să sunt invitatul tău. Eu sunt Marius Dobrescu, sunt psiholog, sunt terapeut. Fac parte din anul 2011, ceva de genul acesta, dintr-o asociație de prevenire a suicidului. O asociație condusă de doamnă doctor psihiatru în cadrul Spitalului Obregia. Foarte multe proiecte am desfășurat de-a lungul timpului în cadrul asociației. Școli, licee, aplicam, era o colaborare între asociație și minister, aplicam niște chestionare de identificare a comportamentelor autodistructive la elevi. Noi mergeam, nu eram singur, e o muncă titanică, un chestionar, ASEBA se numește, dar trebuie foarte multe acorduri din partea școlii, liceului, dirigintelui, părinților, tuturor părinților, participă doar acei copii care pot, au acordurile. După aceea se rezolvau amplu, concret, și reprezentam părinților care de unii veneau, unii nu veneau la la terapie propriu-zis după pentru rezolvare, nu? Asta era problema fiecărui individ, în momentul când noi doar mergeam cu rolul de a identifica acolo unde sunt probleme foarte grave. Care au fost și de a informa. Provocările cele mai des întâlnite în lucru cu adolescenții sau în munca pe care tu ai făcut-o în acești ani de zile? Cu munca în aceste proiecte ale asociației, că am avut și alte proiecte, o să vorbim imediat despre ele, în școli și în licee, există această temere, această percepție a românului. Psiholog este egal cu psihiatru, este egal nebun. Dar eu nu merg la psiholog, dar de ce? Dacă voi fi marginalizat, stigmatizat de colegii mei, de prietenii mei, dar ce vor spune despre mine dacă vor afla că? Uneori ne-am întâlnit cu această distanțare a părintelui, fiindcă copilul este rodul muncii, rodul investiției unui părinte. Și în momentul când noi prezentam, uite, va fi doar o evaluare, e doar individuală, nu știe absolut nimeni, este unul la unul, de multe ori erau foarte reticenți să copilul să nu fie evaluat, fiindcă și părintele rândul lui vedea evaluat. Alte proiecte în cadrul asociației, am desfășurat de-a lungul timpului, am mers în spitale și pe zona de clinică, de evaluare la psihiatrie, dar există încă o linie telefonică pentru adolescenți. Aveți una la Cluj, o linie asemănătoare de prevenție a suicidului. Am înțeles. Da? Era o linie telefonică în colaborare cu Primăria București, subvenționată, puneau mână, sunau și în momentul când erau într-o situație de criză, adolescenții, dar nu numai și adolescenții. Hai să discutăm, Marius, cum facem să nu ajungem într-o situație de criză sau cum ne dăm seama că suntem în apropiere de a trăi o situație de criză? Care sunt primele semne la care ar fi bine să fim mai atenți? De cele mai multe ori, individul, o persoană constată în momentul când nu mai poate să mai ducă, când este efectiv în genunchi, atunci va spune, wow, este o problemă cu mine. Până atunci va încerca să ducă greutatea aceea, că este depresia, că este anxietatea, că este stresul, că e un atac de panică, că este o tulburare de orice natură. Da. Va încerca să ducă, să meargă din ce în ce. Dar de cele mai multe ori, din nou ne întoarcem la această educație, încă nu există în societatea noastră, va apela la prieteni, lasă că știu eu, dar și mama a făcut la fel, sau tatăl meu, sau va lua din exterior și nu va merge spre specialist să meargă să-și rezolve, să caute, să rezolve această problemă. Sau
acum mai nou dau un click, vede ce las că trec eu peste. Și poate ajungă să citească pe cine știe ce site-uri, că și mie mi s-a întâmplat, mi-aduc aminte acum ani de zile, când aveam o provocare sau un simptom sau trăiam ceva pe interior, mă duceam repede pe Google. Exact. Scriam pe Google, da. Și acolo găseam, cred că, nu știu, zeci, sute de rezultate care mai rău făceau, pentru că te duceau după aia din stări în stări, exact. Care se accentuau și după aia te gândeai, bun, nu știu, de la un simptom, să spunem, o durere de cap, citeai acolo că poți să ai, Doamne ferește, cine știe ce exact. Provocare da. Gravă de sănătate. O altă interacțiune mea cu suicidul, aș spune, adică depresie, anxietate, vârf și suicid. Vârful de suicid. În cadrul asociației am avut un proiect, trei ani de zile am mers în cadrul penitenciarului Rahova și făceam partea de intervenție terapeutică strict cu cei care se sinucid. Psihologii lor îi găseau, eu mergeam și făcea intervenția. Intervenția terapeutică în situația aceea de criză. La final, după o perioadă, o lună, două, trei, cât împreună colaboram cu psihologii lor, ieșeau din proiectul respectiv. Dar nu exista niciun criteriu de a-l identifica din cadrul... Ei îl aduceau psihologilor. Nu conta ce fapt a făcut, că este pentru o crimă, că a furat un portofel sau condamnarea un an sau zece sau pe viață. Indiferent de naționalitate sau paletă religioasă sau... Și acum, singurul te rog. Comun era suicidul. Adică acești oameni aveau gândurile suicide sau tentative deja de și suicid. Mi-ai spus mai devreme că ăsta este vârful și este de înțeles pentru că înseamnă renunțarea sau gândul care vrei să renunți la viață. Dar dacă sunt persoane care... Nu vrea neapărat să renunțe la viață. De cele mai multe ori în zona de suicid este un strigă de ajutor. Ei nu vor încerca să se sinucidă. Foarte, foarte puțini oameni încearcă să se sinucidă. Cel care este foarte hotărât și premeditează cumva, se gândește cu foarte multe detalii, nimeni din jurul lui nu observă și se va duce să pună în practică. Duce în fața metroului și pur și simplu se aruncă. Nimeni nu a văzut. Sunt câțiva ani buni, mi-aduc acum aminte de un caz mediatizat de altfel. Curtea de Argeș, o adolescentă, 13 ani, vine de la școală, se duce acasă și s-a spânzurat de clanța de la ușă în dormitorul ei, cu cordonul de la halat. Mama și sora mai mică erau în camera cealaltă, în bucătărie, și au găsit-o acolo. Anchetă, au întrebat diriginta, de fapt, al școlii, colegi, prieteni, nimeni nu a observat un comportament. Ea a avut, ea era de foarte mult timp într-o depresie, ea era de foarte izolată. Câteva cunoștințe din mediul online au putut să identifice o problemă. Dar de cel mai multe ori, un individ, o persoană, chiar și adolescenții, este ca un strigă de ajutor. Help, sunt aici. Ok, și caut atenție. Vor verbaliza, mă voi sinucide sau mă duc să-mi iau medicamente, dar are grijă să anunțe pe cineva sau în baie, își taie venele, adică în modalități. Da. Hai să ne orientăm puțin pentru ascultători, pentru urmăritori care, care văd acest material. De unde își pot da ei seama că sunt la început de anxietate, de depresie? Care sunt primele simptome care apar? De reglări? Sunt ce foarte se întâmplă? Multe simptome și în anxietate și în depresie. Aș vrea să facem o mică diferențiere între emoție și depresie și anxietate, care sunt legate. De exemplu, să vorbim despre emoția de frică. Frica este un răspuns emoțional la o amenințare concretă. Ok, bun. În care se știe, vorbim despre un pericol real pe care un individ, o persoană, o cunoaște. Da. Pe când anxietatea este o neliniște legată de posibilitatea că ceva se va întâmpla în viitor. Nu știe ce, dar el are credința că... Își face filme, cum s-ar spune. Exact, da. Și o să se întâmple ceva în viitor. Depresivul, sau în momentul când s-a instalat depresia majoră, el deja știe că problema va exista.
eu voi pleca de acasă, merg la Timișoara, dar deja o să am o problemă. Și atunci nu voi mai merge la Timișoara. Uh-huh. Și simptome putem să spunem acel moment când un individ, o persoană, se trezește dimineața și este în patul lui și spune, dar de ce să mai mă duc la servici? Șeful nu mă apreciază, dar aș dori să mai dorm încă o jumătate de oră, nu mai am pornire, nu apatie? Mai... Apatia deja este instalată, nu are pofte de viață, totul în jurul lui se pare că este fără folos, indiferent ce ar face. Viața nu mai are culoare. Absolut. În timp ce povesteai acum, îmi imaginam că era persoana respectivă într-un film alb-negru, nu? Exact. Ca și când nu ar mai avea motive sau n-ar mai vedea bucuria din experiența anumită viață. Și atunci deja putem spune că depresia este instalată. Am înțeles. Da? Izolarea, preferă izolarea, vin colegii de muncă, s-a terminat jobul, fiindcă intervine acest social care îl trage după el, îl scoate nevoile de hrană, de vorbim despre piramida lui Maslow, hrană, adăpost, siguranță. Ori dacă el în spate are o familie, va trebui să asigure aceste nevoi de bază. Și cum poți să asiguri hrană, adăpost, siguranță? Mergând la un job, corect, aducând la finalul lunii bănuți, o sumă considerabilă pentru corect aceste nevoi. Și atunci este motivat să se dea jos din pat, să meargă acolo. Dar vin prietenii și colegii și spun, uite, de seară mergem la o cafea, mergem la o bere sau la un spectacol sau hai la un meci de fotbal sau jucăm noi. Va găsi, cu cât individul este mai elevat, da, mai evoluat, mai cult, să putem spune, cu atât el va găsi niște argumente, scuze, dar foarte bine demonstrabile, foarte bine argumentate. Ca să refuze contactul și sau socializarea. Da. Mai am de muncă, mult mai mult. Eu nu mi-am terminat ce am. Și voi mai sta încă o oră și încă o oră. Adică în câteva luni de zile ajunge să-și ocupe 10-11 ore din jobul lui. Dar vine tot din voluntariatul lui, tot din interiorul lui, merge la șeful și ia mult mai mult de muncă. Sau muncește acasă. Munca este una din modalitățile prin care un individ, o persoană, se direcționează să poată să treacă, să funcționeze. Se refugiază? Se poate considera că munca poate fi un refugiu? Este un refugiu, dar este un refugiu constructiv. Okay. Fiindcă el poate să ducă acea stare de depresie pe care o are. Dar ce facem? Pentru că, uite, de exemplu, în timp ce îmi povesteai acum, mi-aduc aminte că în ultima perioadă am întâlnit tot mai mulți clienți și eu în sesiunile private, în special doamne, femei, care, pe lângă faptul că au un job, au o familie de întreținut, după aia sunt ca niște roboței acasă și efectiv intră în pat la 10-11 noaptea pentru că mereu găsesc ceva de treabă de făcut în casă, mâncare și uită să se bucure de viața lor. Ce facem în cazurile astea? Spuneam mai devreme, fiindcă viața nu are culoare și atâta timp cât este în alb și negru, va căuta să fie angrenat tot timpul într-o activitate. Ceva. În momentul când el va avea chiar și 15 minute, o jumătate de oră, îi se pare enorm de mult, de liniște, să fie doar el și cu el însuși, reprezintă o problemă. Se învinovățește. Apar acele gânduri, eu nu sunt bun de nimic, nu sunt validat. Din multitudinea de emoții, că în spatele, specialiștii spun așa, în spatele unui comportament este o manifestare, o acțiune. În spatele unei manifestări, tot timpul va exista o emoție. Okay. Mergem într-un magazin și vedem o doamnă cochetă cu o pălărie foarte mare, cu pene în cap. Toată lumea se uită după aia, wow, ce pălărie frumoasă, ce pene. Observăm o doamnă cu un decolteu foarte generos, cu niște sâni generoși. Da. Și merge, toți bărbații întorc privirea. Bun. Și femeile se uită după sânii. Dar ea știe cine a îmbrăcat-o de dimineață. Ea știe cine când a cumpărat acea bluză. Ce obține?
va obține atenția. Și sunt foarte, foarte multe modalități din viața de zi cu zi de a obține atenția. Modul cum ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum mâncăm, okay, cum gesticulăm, unde? În interacțiunea noastră cu ceilalți, cu în jurul nostru. Aceste lucruri nu vin în zona de adult. Ele se învață încă din perioadele acelea de dezvoltare ale copiilor. Ok, bun. Și atunci, practic, înțeleg că emoția este cea care guvernează acțiunea și rezultatul pe care noi îl obținem în care viață. Care, prin repetiție, o acțiune, o manifestare, poate deveni un comportament. Și atunci, hai să ne uităm, pentru că, dacă povesteam mai devreme de persoanele care se află în situația asta, sunt apatice, au viața în alb și negru, nu mai văd o bucurie prin ceea ce fac. Da, vorbim despre simptome. Simptome. Care sunt? O stimă de sine scăzută, un... durere musculară, somnul în general apare. Dereglat? Foarte dereglat. Dar nu întotdeauna în somn foarte mult, dar poate fi și puțin. Okay. Dar somnul este un refugiu. Suntem în beta, în starea de zi cu zi, de activă, alfa o stare de relaxare, teta și mai profundă de relaxare este înaintea somnului, somnul intrăm în delta și am uitat de absolut tot. Încearcă să nu mai treacă prin aceste etape de în aceste stări alfa și delta intermediare. Teta, da, de intermediare. Somn, am uitat de absolut tot ce. Wow, ce lucru foarte foarte bun. Eu dacă voi dormi mai mult, voi fi lăsat în pace. Nu l-am învățat acum, l-am învățat în copilăria lui. Când în etapele de dezvoltare, copilul spune: "Ce faci? Mi-e somn, mama, sunt foarte obosit." A, copilul meu, cât are? 2 ani. Dar problema clar nu se rezolvă. Exact. Hai să vedem ce ar putea să facă. Dacă sunt persoane care ne urmăresc și se regăsesc în simptomele astea, care ar fi un lucru, nu știu, un exercițiu, un pas pe care l-ar putea face ca să iasă din această stare? Ai vreo recomandare în ceea ce privește vreun obicei care știi că funcționează? Sau poate dacă știi că, nu știu, în astfel de cazuri, recomandarea mea de fiecare dată este ca omul respectiv să caute ajutor. Să se ducă către cineva experimentat, care are rezultate, da, și da, să obțină, din punctul ăsta de vedere, ceva palpabil. Dar dacă sunt persoane care, uite, au stigma, stigmatizează ideea de a merge la psiholog, pentru că au această teamă, că, domnule, nu vreau să fiu catalogat nebun, și totuși vor la început să aibă ei niște rezultate singuri, care ar fi un lucru pe care ar putea să-l facă dimineața când se trezesc, prin care să-și schimbe starea? Unul și cel mai... Da. De fapt, toate sunt importante, nu doar... Da, nu există un clasament, fiindcă suntem aproape identici, dar suntem diferiți. Funcționăm diferit, emoția este validată și percepută diferit de la individ la individ. Și atunci pentru unul funcționează mai bine, pentru celălalt. Partea aceasta de corporală, de mișcare. Bun. Sunt cele trei elemente. Psihicul, emoția și partea corporală, fizicul. Dar nu poți să-i recomanzi unui individ care el este supraponderal, care el în etapele lui de dezvoltare, adică în perioada școlarizării, a fost printre ultimii din clasă, a fost marginalizat, stigmatizat de colegii lui, nu ești bun, nu poți să faci 2 genoflexiuni, 3 alergări. Și atunci să-i recomandăm, haide, mergi la sala de sport și fă-i sport, fă-i mișcare. Nu neapărat la sală, poți să faci jogging, adică există fizic. Inclusiv în casă poți să faci acest lucru. Și atunci se mulează pe, dar fă-i mișcare. Ok, nu poți să faci sport, dar poți să faci mișcare. Unde? S-a terminat programul. Hai să mergem pe, să ne plimbăm. Dacă se poate, natură, un parc sau o străduță liniștită unde sunt arbori. Dar să mergi, să asculți. Ce? Un copil când se joacă, cum crește flori, cum cresc florile acelea, cum crește frunza unui copac. Adică în jurul nostru să observăm. Bun. Practic starea de prezență. O altă modalitate este de a cere ajutorul unui specialist. Mergi și cere ajutorul. Românul este învățat să... Acum ani de zile existau foarte multe mașini Dacia. Da? Și spuneau, eram la un serviciu și spuneau un mecanic: domne, dacă din 3 români nu știu să repare, să umble la mașina aceea, al 4-lea ți-o demontează și ți-o montează pe toată.
Da? Și în zona aceasta, românul încearcă el prin propriile lui experiențe și trăiri sau informații pe care el le are să găsească soluțiile. Am întâlnit de foarte multe ori cunoștințe dincolo de cabinet, da, care erau într-o stare de anxietate generalizată poate uneori și fugeau de acest de a merge la specialist, de a cere ajutorul. Au fost îndrumați, au mers cu copilul lor și cumva adiacent au ajuns și ei. Fiindcă psihologul respectiv i-a chemat și pe ei în terapie și atunci a constatat, îmi face bine, super, voi merge mai departe. Înțeles. Uite, din punctul ăsta de vedere, te poți gândi la un exemplu din practica ta pe care l-ai avut de persoană care a reușit să treacă peste o anxietate sau o stare din aceasta de depresie și poate care au fost primii pași sau... Sunt foarte multe. Excelent. Mă gândeam să-l expun sau nu. Un caz mult mai greu, mai atipic cumva. Da. Lucrez foarte mult în situații de criză. De la vârsta de 14 ani nu am ieșit din casă. Avea 24-25 de ani. Mă gândeam că voi găsi o legumă. Nu a ieșit din casă, mergea decât 100 de metri într-o comună de lângă București. Mergea 100 de metri la un magazin unde și cumpăra ce mai avea nevoie și erau și pariuri sportive. A renunțat la liceu, a renunțat la școlarizare, absolut tot. Fobii, atacuri de panică, era într-o depresie, într-o anxietate continuă, dar era validat de mama și de tata. Scurtăm, intrăm direct în numărul 1 și numărul 1 se numește comunicare, se numește interacțiune. Mama îi oferea bani fără să știe tata, tatăl doar ce nevoi ai, atât. În rest, comunicarea era zero. Și ușor, ușor am reușit să comunicăm, să facem terapia prin niște tehnici, prin expunere. Avea o fobie de poduri și există un pod aici, sunt mai multe, de fapt, dar unul din ele la centura Bucureștiului. Și l-am luat cu mașina, am mers, am trecut peste pod, ne-am oprit, am vorbit, adică a reușit să ușor, ușor și cu ajutorul familiei. Eu mă văd în cabinet doar o oră pe săptămână sau de două ori, maxim două întâlniri. Hai, trăi într-o situație criză când vine de la spital, trimis că și-a tăiat venele, și are nevoie suicid și atunci hai să... Dar e o perioadă, restul este cu familia. El cu el, sau el cu el, da. Și rezultatele au apărut întotdeauna când mama, tata s-au implicat. Adolescent, 17 ani, s-a internat la Obregia pentru consum de substanțe, da, care și ele, vom vedea, noi vom vorbi despre ele, generează această stare de anxietate, depresie, sunt legate. Că a fost depresia înainte și el a recurs la substanțe sau substanțe l-au determinat să... Efectiv, mama s-a internat cu el în spital pentru prevenție. Timp de un an și jumătate, venea și mama și el la terapie. El refuza de foarte multe ori. Și mama spunea, domnule, aveți ora aceasta, domnule doctor, programată. Stau eu în locul lui. Dacă el n-a putut sau nu voia să mai vină. Și ușor, ușor, prin această psihoinformație și psihoeducație din partea direcționată spre părinți, el a reușit să schimbe drogurile, să meargă în continuare la un tip foarte deștept și foarte inteligent, foarte extraordinar, adică la un nivel foarte sus. Uite, din experiența pe care o ai, ai putea să îmi spui, te rog, dacă în ultimii ani s-au schimbat cauzele sau sunt aceleași, care declanșează anxietate, depresie sau vorbim secolul 21? Ultimii ani sau o perioadă mai amplă din... Păi nu știu, de exemplu, eu mă tot gândesc că de când a apărut această tehnologie în viața noastră, are tehnologia un impact asupra stării noastre psihoemoționale? Mi-am notat câteva, mă așteptam la aceste, mai ținut anumite conferințe și lucrări și vorbim despre factori declanșatori între pe axa timpului, mergem pe axa timpului să vedem ce diferențe sunt. Una din diferențele majore este această izolare a individului. Aceasta. În momentul prezent, în societatea noastră, dar și în alte societăți,
găsim individul care locuiește singur. Mi-am luat o garsonieră, sunt singur. O cameră închiriată, sunt singur. Și cumpără un apartament, de el este singur. Nu este o zi, perioadă mare din viața lui. Uh-huh. Unde lucrezi? În IT. Și mergi la... Nu, lucrezi de acasă, că deschid laptopul și unde... Da. Și atunci, izolarea individului. Da, existau... am avut și spune, domnule, păi de asta stați puțin, acum 30 de ani, 50 de ani, 80 de ani, existau în sate, da, familii izolate. Casa aceea era pe vârful de-a lui. Da, dar acea casă nu era doar un individ. Era o familie. Familia. În... O familie avea cel puțin 3, 4, 5 copii, 7, da, 10. Acum, cu cât familia este mai modernă, cu atât sunt copii, mai puțin, 1, maxim 2. Când sunt 3 copii, este deja o binecuvântare. Da, da, da. Și atunci, acei oameni care erau, ei erau izolați ca și familie, dar aveau un teren foarte mare, toată familia era îngrenată în acest proces de nevoi, de bază, de asigurat hrana, de post, siguranță. Da? Ei interacționau unii cu alții și familia aceea când se așezau seara la măsuța aceea mică erau 8, 10, 12 persoane, adică el nu era izolat, el nu era singur să, okay, să rămână. Da? Ca o paranteză, înțeleg că deși suntem cu ajutorul tehnologiei mai conectați, da, suntem de fapt mai separați, mai izolați din anumite puncte de vedere. O perioadă de timp a venit ca un ajutor tehnologia. Vorbim despre pandemie. Rețele, da, rețele, da, de socializare. Și atunci rețelele de socializare, telefonul și celelalte, uh-huh, mase, au funcționat extraordinar de bine. Au socializat, au interacționat. Doar că sau pentru, am avut persoane care, adolescenți în general, dar și adulți, care în perioada etapelor de dezvoltare, în perioada liceului, el nu a avut prieteni, a fost stigmatizat, a fost marginalizat, nu a știut cum să integreze într-un grup. Uh-huh. Și pentru el a fost mult mai ușor, în spatele calculatorului, să interacționeze într-un grup, fiindcă putea să fie oricine, putea să fie orice, da, personaj își dorea el. Problema este că ușor, ușor, din ce am observat în rândul adolescenților, se izolează și mai mult de aceste grupuri, refuză, zice, da, fac parte, dar nu am intrat de nu știu când. Nu mai vorbesc de o săptămână cu ei. Uh-huh. Nu mai... Și ce faci? 7 ore, 8 ore, avem o tehnică foarte simplă și este matematică curată. Da. Am copilul, are o problemă, am mai fost în terapie cu încă 2 ani de zile înainte și a venit mama puțin, s-a mutat la o lângă București, pandemia, da, i-a ajutat foarte mult, o casă la pădure frumoasă a bunicilor, au renovat-o foarte aproape de București, făcea naveta, l-a ducea la... Și în momentul când a început reintegrarea, zice, Dumnezeu, stă foarte mult pe telefon, pe jocuri. Și am luat simplu, astăzi ce este, luni, cât ai fost la școală, atât, ai ajuns acasă, ce ai făcut? Și media era extraordinar de mare, adică el din cele 7 zile cât are o săptămână, petrecea în jur de vreo 45 de minute în afara școlii, în interacțiune cu ceilalți copii. Restul era în mediul online. Aici mai avea încă vreo 2-3 ore, 3 ore și jumătate aproximativ pe săptămână care interacționa cu ceilalți. Restul era numai angrenat în jocuri. Okay. Da? În fel de fel de jocuri. Și tindeți spre izolare. Uh-huh. Adică pandemia, munca de acasă, duce din nou spre izolare, spre... Așadar o soluție la îndemâna tuturor? Stigmatizarea, marginalizarea, excluderea dintr-un grup sau... modalitatea în care individul nu știe, nu a învățat cum să se integreze într-un grup, uh-huh, îl determină să se izoleze. Îl ajută tehnologia, dar nu merge tot spre socializare. El, adică aceasta... Și atunci înțeleg ca o soluție la ce mi-ai spus până acum este faptul că e important, dacă cineva se simte în astfel de stări, să fie mai deschis către socializare, către a se întâlni cu oameni dragi, să găsească poate o comunitate. Unul din elementele cele mai importante în prevenția și în intervenția suicidului este comunicarea.
este modalitatea de a socializa, modalitatea de a comunica. Mm-hmm. Le explic pe unde merg în fel de fel de seminarii sau de cursuri. Fiți foarte atenți, uitați-vă, le dau acele simptome ale suicidului, în care individul începe ușor, ușor să se izoleze, da? Se devine apatic, nu mai comunică, este ceva diferit. Ci, dar nu ne explicăm cum o situație financiară extraordinar de bine, firmă mare, venituri foarte mari și dintr-o dată s-a sinucis. Ce s-a întâmplat? Păi nu, nu a fost acum. A fost mult în spate. Da, da. În penitenciar am întâlnit tot felul de persoane care, dincolo de penitenciar, erau foarte, foarte bine angrenate și înrădăcinate. Doctorii, polițiști, vameși, profesori, infractori de meserie, da. Adică nu conta culoarea, substanța, în spate era toată emoție. Intrau într-o stare de depresie și renunțau definitiv la viață. Cine putea să-i scoată această modalitate de comunicare? De foarte multe ori familia încercam, fiindcă ei refuzau să comunice, să socializeze, și găseam o mică ancoră. Eu spuneam așa, dom'le, hai să creez o ancoră, cât e firul de păianjen, firul acela subțire. Dacă l-am legat emoțional, mental de lucrul acela, el se va gândi de seară la copilul lui de acasă. Da. Ce va face copilul? Ne plimbăm. Sunt diferite tehnici de a ieși din această stare, de a îl proiectăm în viitor. Ok, peste 10 ani, cât ani va avea copilul tău, 16 ani, și cum va trece el pe stradă, când vor vedea ce vor spune el pe tatăl lui, care s-a sinucis, care nu a avut curaj, care a fost, cum? Un laș, ok? Și atunci el începea să discute, să comunice, scrie o scrisoare, da. O modalitate, formatul letric, ajută foarte mult să ieșim din această stare. Chiar recomandăm în depresie, în anxietate, ia-ți un jurnal și pune ce? Vrei să pui că vin doar gândurile negre, vin doar gândurile acelea destructive, fiindcă în depresie nu vede nimic, zice ok, dar de ce să plec de acasă, fiindcă eu, rezultatul va fi unul negativ, da? Nu am ce să fac acolo. Da, ok, ia o foaie de hârtie și pune tot ce este, care sunt nereușitele tale, care sunt eșecurile tale din acest an, dacă tu suntem la începutul unui an. Facem o tehnică foarte, foarte drăguță la început de an, ne facem proiectul într-un plic, îi spunem plicul magic, punem acele obiective, dar scrie-le cu mâna ta. Ok, ești într-o depresie, ok, prima dată începem cu acele eșecuri. Ce nu ai reușit tu în anul trecut, 2023? Nu am reușit asta, ok. Și el se devalorizează, o stimă de sine scăzută. Ok, hai să punem ce proiecte dorești. Păi vreau să călătoresc acolo, să-mi cumpăr o mașină. Ai mai reușit acele lucruri? Da. Și constatăm că, de fapt, el a mai reușit. Îl găseam pe penitenciar cu aproape semi-analfabet. Și nu aveam de unde să-l agăț. Nu găseam o ancoră. El își construise o mică căsuță. Avea vreo 5 copii. Nu, eu mă sinucid, ok. Cine a făcut căsuța aia? Cum ai reușit? Tu. Pentru ei. Ce vor spune copiii tăi despre? Și atunci de aici pleacă partea de intervenție. Bun. Consumul de substanțe reprezintă o modalitate care, dacă mergem pe această axă a timpului și facem paralelă în prezent versus acum 20 de ani, acum 30 de ani, acum 50 de ani sau chiar 10 ani, consumul era foarte, foarte, foarte. Deja am stat recent de vorbă și discutam copii care se încep să consume substanțe mai puternice sau mai puțin puternice încă de la 12-13 ani, adică deja a coborât din clasa nouă, liceul, s-a dus în școala generală. Okay. S-a dus în școlile generale. În regulă. Urmăriți de părinți cu camere, cu fel de fel, adică recurg la fel de fel de substanțe din cele mai... Jocurile de noroc. Recent am fost... În anul trecut la o conferință și am avut o lucrare pe jocurile de noroc, suicid versus suicid, da? La Miercurea Ciuc, la un domn, numai psihiatri erau, eu eram singurul psiholog. Terapeut psiholog, da. Erau român-ungar, foarte mulți din Ungaria, foarte mulți din România, și jocurile de noroc reprezintă în momentul prezent
un semnal foarte, foarte grav de alarmă. Am avut în cabinet. Anxietate, depresie, a recursului jocului de noroc ca un... sau legate între ele. Bun. Uite, acum probabil sunt oameni curioși care ne urmăresc și au rămas cu atenția și la ce am spus la începutul întâlnirii noastre. Spuneam de faptul că pregătim cu ajutorul Clinicii pentru Suflet, care este singura platformă online în acest moment care combină psihoterapia cu terapia holistică și reușește din punctul acesta de vedere să ofere soluții rapide, profunde și de durată pentru sufletele care vor să iasă din stările despre care am discutat până acum. Fie că este vorba de anxietate, depresie, poate chiar suicid sau dependențe. Și am anunțat că pe data de 13 februarie reușim să facem împreună un webinar prin care ne luăm acest angajament că putem într-o perioadă undeva la 2 luni de zile să ajutăm sufletele să iasă din stările acestea de anxietate sau de depresie. Aș vrea să fac o mică... Te rog. De fapt e un început, dar cu o mică paranteză. Sigur. În prevenție sau am vorbit puțin mai devreme despre care, cum putem să ajutăm sau cum putem să... Îi direcționez de foarte multe ori pe individul care se află într-o depresie din aceasta majoră sau într-o anxietate sau chiar și gânduri suicidare să meargă să ofere ajutorul celor din jurul lui. Adică voluntariat. Zice, unde să merg? Știți undeva? Eu nu am unde. Fiindcă nimic în jurul lui totul este negru sau alb-negru. Adică nu vede culoarea. Sunt foarte, foarte multe fundații în care poți să ajuți, poți să... inclusiv animăluțele. Da. Afară se fac în străinătate, am înțeles că sunt pentru încăminile de bătrâni și în spitale, în zona de geriatrie, această terapie cu animale, în care animalul are un efect foarte... Dar sunt adăposturi, poți să... Bun, poți și atunci ca o soluție... Dar noi vorbim de voluntariat. Voluntariatul, voluntariat, da. să ieși din aceasta. Legat de clinica... îi îndrumăm ce să le spunem telespectatorilor noștri, da? Este că acolo sunt specialiști. Au fost foarte bine aleși, cu mare grijă și cu o mare resursă de informații în spate, cu un procent extraordinar. Toți acești oameni care lucrează și fac parte din această clinică vin cu o experiență. Nu vin cu experiența de viață, ci vin cu o experiență sau profesională. Nu doar foarte de viață. Bine de direcționată. Spun, domnule, nu te duce la service sau la Neon să-ți repare mașina, că îl repară și Dacia, și Ford, și din așa, nu dăm nume, toate. Da. Du-te strict pe domeniul respectiv. Ți-a stricat telefonul, du-te la specialistul care repară telefoane. Ți-a stricat televizorul, du-te la cel care repară mașina de spălat sau televizor. Așa și în această clinică. Excelent. Sunt foarte bine direcționate și alonate problemele fiecărui individ și atunci ele pot fi. Ce... Așa cum spune titlul sau denumirea clinicii pentru suflet, suflet versus emoție. Dacă am fi să continuăm puțin sau să punctăm din nou pe această axă, dar emoția, stresul, tensiunile, fricile acumulate nu mai sunt eliberate. Omul, individul nu știe cum să le elibereze. Acum ani de zile, cu timp în urmă, că erau 10, 20, 30, 50 de ani, nu prea avea cum. Era angrenat în această modalitate de a socializa, de a elibera. Dar cum să le eliberezi? Sunt foarte multe, atât tehnici terapeutice, atât tehnici prin modalitatea fizică, da? Psihică. Le recomand, ok, te folosești de tehnologie. Ai telefonul acela și te joci pe el. Cu cât timp înainte de somn, că începem cu mici elemente de schimbare în viața individului să iasă din această stare de depresie, stare de anxietate. Cât joci? Până la 2 noaptea. Și dimineața te duci și la școală. Da, intru în camera mea, m-am încuiat, nu vine mama, nu vine tata. Ok, cu o jumătate de oră înainte poți să închizi și să te uiți în continuare la telefon și rămâne foarte mirat. Adică să mă uit în continuare, da. Închizi cu jumătate de oră jocul respectiv sau ceea ce faci tu și vizionează, uite, ce să mă uit? Scrii pe telefonul sau pe laptopul tău faze haioase,
un filmuleț glume în care comisurile bucale să existe. Da. Găsim în zona clinică, da? Uh-huh. Un psihiatru ne poate pune, sau un medic neurolog ne va spune că comisurile noastre bucale sunt strict legate neuronal cu starea de bine. În momentul când zâmbești, instant apare starea de bine. Uh-huh. Instant, dacă tu vei ține această stare de bine timp de cel puțin 3 minute, da? În mintea ta vor apărea și vor fi induse imagini, gânduri, manifestări, acțiuni din trecutul tău sau din constructive. Da? Bun. Un individ, o persoană, am avut recent un adult, adultul emergent, adultul tânăr, și mama era foarte disperată, ce fac cu adolescenta mea, vreau să rezolv aceste probleme, este într-o anxietate, știa totul, face o facultate și în domeniul respectiv și a venit cu un diagnostic dinainte stabilit. Dar în momentul când am făcut acea anamneză putem să o face clinic, da, fiind chestionarul, sau prin experiență, ceea ce în cadrul acestei clinica pentru suflet, de multe ori se întreabă, domnule, dar nu merg să fac chestionare, eu am o problemă, mai îmi dai și tu să mă evaluezi? Mm-hmm. Nu puteam un beneficiar, el îl evaluează, l-a evaluat toată lumea, și mama, și tata, și soția, și polițistul, și judecătorul, și societatea, absolut tot, fiindcă el se află acolo. Mm-hmm. Da? Și atunci ia un chestionar și completează-l. Învățăm să, sau știm, specialiștii știu cum să identifice o stare de depresie sau de anxietate. După o perioadă de cunoaștere, îi dăm și chestionarul, da, fiindcă el are nevoie uneori, da? Asta este partea bună, că tot vorbeam de clinica pentru suflet, că există această posibilitate ca oamenii care sunt interesați să primească ajutor au ocazia să vorbească cu un consilier de suflet la telefon. Și în felul acesta persoana aceea este pregătită din punct de vedere profesional, în așa fel încât să răspundă la curiozități sau întrebări și totodată să facă și recomandări pe baza la ce aude, că clientul care sună la clinică are nevoie de anumite, nu știu, ajutoare. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce îmi povestești acum este foarte, să zic așa, la fix pentru conceptul de la care pleacă și funcționează clinica, pentru că există această posibilitate ca să fie omul ascultat și după o conversație de 10 minute, 15 minute, să îi se facă recomandări și de psihoterapie, da, dar și de terapie holistică. Și în felul acesta se îmbină cele două pentru un rezultat mai rapid. O persoană, un individ, depinde de nivelul lui de dezvoltare, de informare, pe toate etapele lui de dezvoltare, încă de la începuturi până la... Și poate să accepte partea de intervenție terapeutică, tehnici de meditație, încă de la început, fiindcă el are o deschidere și acceptă, sau invers. Sub nicio formă nu va accepta și vine, vrea ceva demonstrabil, vrea ceva științific. Și atunci îi oferim un chestionar, un Beck, un Hamilton, ok? Începem cu ușor de început, da. Și observă și spune, ok, eu am o anxietate, eu am o depresie, eu am o problemă, am un atac de panică. Ce facem? Hai să mergem toți. Și ușor, ușor găsim și soluțiile din tehnici, modalități. Mai cunosc oameni care sunt și la modul în care, bine, am o anxietate, trăiesc cu ea. Ce se poate întâmpla? Învață să funcționeze. Fiindcă ne întoarcem din nou la început, unde nevoile de bază te determină să dar asta nu este ca o rană. Un individ îi spune, te-ai lovit la o mână, te-ai tăiat, pune un pansament, pune un bandaj, mai este încă puțin, mai pune încă un bandaj și mai este încă puțin, mai pune încă un bandaj, se mai vede ceva? Nu. Funcționează. Cât? Nu știm. Până apare un factor declanșator. Care? Care determină și se trezește peste o lună, două, trei, cinci, un an, doi și spune, dom'le, am o problemă la mâna aceea sau la picior. Păi da, dar unde te duci? Mă duc la specialist. E nevoie să taie bandajul acela, să curețe chirurgul, da, să curețe tot ce este acolo. Și atunci prevenția Prevenția este mult mai bună, dar
intervenția uneori nu este tocmai plăcută pentru individul respectiv care, da, da, este într-o anxietate și o poate duce pe picioare mult timp. Mm-hmm. Dar nu știm ce factor declanșator apare și merge mult mai departe, că pragul e foarte ușor să treacă într-o stare de la un gând suicidar, fiindcă el nu mai găsește nicio soluție. De ce să mai mă dau jos din pat? Dar dacă iau un pumn de pastile și n-am rezolvat, dar așa, și dacă vine apa mare și a luat casa, dacă copilul a spart geamul la școală, dacă banca vine și creditul mai mare, nu mai mă interesează. Adică intră într-o lentoare. Okay. Da? Bolile acestea majore, diagnosticul de cancer, de foarte multe ori îl direcționează pe om, intră într-o anxietate, intră într-o depresie, da? Da. Și atunci renunță să mai lupte, să caute soluții. Sure. Inclusiv se deteriorează, adică nu mai țin cont nici de sfatul medicului. Ții un regim alimentar, fă acel lucru, fă mișcare, sau ia-ți acest tratament. Plea o zi, două și refuză, se autosabotează singur. De ce se întâmplă asta? Fiindcă acea stare de anxietate, el vede doar boala, diagnosticul pus de medicul specialist, dar în stare de depresie el nu mai vede soluția, nu mai vede lumina de la capătul. Dar experiența în sine vine și cu starea depresivă, dar nu vine a fost și, cu, doar și cu soluția. Atunci, a fost mult mai din da, pierderea unei persoane dragi. Se poate întâmpla doliu neterminat sau nu neapărat, dar și atunci instant. Nu acceptă, nu poate să ducă. Uh-huh. Dar cum? Mergi la specialist și cere ajutorul, fiindcă vei înțelege acest proces. Copiii nu vor înțelege, vin părinți care sunt despărțiți, cu copiii foarte... se droghează, este foarte agresiv, ce vârstă are, 16 ani, îi bate pe toți de la școală, amenință pe profesor, și constatăm cu 3, 4, 5 ani înainte de, părinții s-au despărțit. Și uneori proiectează fără voia lor și copilul se vede, ce vârstă aveai când s-au despărțit părinții? 7 ani, 8 ani. Și el trăiește, se dezvoltă cu acea percepție că datorită lui tatăl a plecat din relație, din cuplu, da? Sau mama s-au despărțit, că el nu a fost destul de bun sau nu a fost destul de deștept sau nu a ascultat destul de bine. Și atunci își proiectează acest... Uite, aș fi interesat, observ că ai adus și două cărți. Sunt ceva titluri pe care le recomanzi celor care ne urmăresc și care ar putea să... Titlul spune totul. Okay. Învinge depresia înainte să te învingă ea pe tine. Este o carte minunată. Da. O recomand. Robert Leahy, dacă văd bine, doctor Robert Leahy. Okay. Exact. Da? Tehnici, modalități. Este un terapeut, vine din zona cognitiv-comportamentală. Modificarea celor credințe iraționale care ne... Am trăit și ne-am dezvoltat cu ele. Un individ, o persoană, nu ești destul de bun. Da, îi spune da. Tata când vine, sau mama vine de la școală. Nu ai învățat? Ce notă ai luat? 6. Aha. O să ajungi să speli vasele, să ajungi să măturător. Nu ești destul de deștept. Nu ești bun de nimic. Și el se dezvoltă. Modificăm acele credințe iraționale. O altă carte, titlul este și mai... Cum să bagi depresia în depresie. Mi s-a părut tare haios, ca să zic așa, titlul ăsta, cu toate că subiectul este unul cât se poate de important. Cum să bagi depresia în depresie. Depresie, da, da. James. Această carte este o tehnică, autorul merge foarte mult pe... Noi în terapie, în psihologie, spunem tehnica scaunului gol. Proiectăm pe propria persoană pe un alt scaun și... Ai putea să ne spui în câteva cuvinte în ce înseamnă sau în ce constă această tehnică? O folosesc foarte des în cabinet. Da. Pot să fie două scaune sau unul singur, dar lângă sau în picioare. Okay. Bun. Da, tehnica scaunului gol. Răspunsul pe care nu-l găsește la o întrebare. Puneți întrebarea ție însuși. Da? Și atunci
scoatem persoana respectivă, îl punem pe scaunul celălalt, ridică. Se mută, efectiv, nu? Efectiv se mută, se așează, fiindcă dacă în această poziție, să spunem că el este într-o stare de depresie sau da, gânduri suicidare, dar va avea o poziție ghiocel, va fi cu picioarele sub el, va fi, se gândește, spunem problema aceea, nu găsesc, domne, nu înțelegeți că nu pot să găsesc un job, un serviciu, am fost și nu se poate. Nu se poate nimic, da? Nu mă acceptă sau am fost refuzat sau nu sunt. În momentul când se mută pe scaunul celălalt, îi spun, ok, dă-i un sfat. Cui? Celui pe care... Prietenului tău care este aici, eul-ul tău, eul-ul, da? Tău. Adică, cum îl cheamă? Costel 1 și tu ești Costel 2. Spune-i un sfat, dă-i o părere, o sugestie. Să încerce să-și facă un CV mai bun, să-l depună acolo. Super, a doua sugestie. Bă. Ce ar putea el să mai facă? Uh-huh. El se gândește să sune un prieten, să-și caute pe telefon că are niște prieteni rude unde poate să... Și ușor, ușor de aici găsim soluții. Uh-huh. Da? Excelent. Bun. Sunt foarte multe tehnici. Fine. Autorul, da. Cum să bagi depresia în depresie, da, modulează, o proiectează pe depresie într-un ceva de genul scaunul gol. Da. Scaunul gol. Și vorbește cu depresia, explică cine sunt eu, țipă, urlă. Ce nevoie ai? Da. Ce... da, de ce nu mă lași în pace? E foarte, foarte educativă. Foarte... Adică o recomand cum studiată, citită. Șanse de 5% să se rezolvi. Bun. Așadar, Marius, înțeleg că soluții sunt și pentru cei care ne urmăresc, important este să se deschidă, să-și dea voie să trăiască până la urmă ceea ce este necesar pentru fiecare dintre noi. Și la final, poate mai ai un gând sau o idee pe care vrea să o transmiți? Eu am un motto care folosesc foarte mult în... în seminariile, în cursurile pe unde am mers, voluntariat, le-am salutat. Cere ajutorul, nu ești singur. Viața este un dar, nu este opțiune. Excelent. A venit de la Creator, este un dar, nu este opțiune. Cere ajutorul, nu ești singur. Da. Am mers în licee, în afară de asociație, separat. Am făcut niște seminarii mai multe, mergeam pentru 3 clase, și veneau alți diriginți care îi doreau și făceam o tehnică, se pot face de la hipnoză, tehnici de relaxare, tehnici de meditație și îi ajutam pe acei copii, acei elevi, a 9-a, 10-a, 11-a, să vorbească despre problema lor, îngropată din copilărie. Foarte ușoară, foarte simplă, foarte eficientă. Toată clasa, închidem ochii, ne lăsăm. Excelent. Sugestii rapide, instante, de câteva minute. Și erau încurajați să vorbească. Cu cine? Cu un specialist, cu un prieten, cu să comunice. Să se deschidă. Bun. Cere ajutorul unui singur. Clinica pentru suflet. Este pentru tine aproape. Bun. Om bun, permite-mi, te rog, să-ți mulțumesc pentru faptul că ai fost alături de noi în acest interviu. Te invit cu mare drag pe data de 13 februarie pentru a participa la webinarul pe care îl avem pregătit. Respectiv Marius Dobrescu, care tocmai a fost prezent împreună cu mine, vom aborda diferite soluții și vom discuta puțin mai pe larg despre aceste subiecte despre care am discutat și astăzi. Anxietate, depresie, atacuri de panică și în felul acesta, la finalul webinarului, îți vom oferi și o soluție cât se poate de practică și totodată un interval de 2 luni de zile prin care tu vei reuși să rezolvi toate aceste provocări despre care am discutat până acum. Așadar, te aștept cu mare drag să te înscrii la acest eveniment. Te rog să intri în zona de comentarii sau în descrierea acestui videoclip și vei găsi linkul unde te vei putea înscrie. Până atunci, lasă-ne, te rog, un comentariu, un subscribe și, de ce nu, un share, să distribui mai departe acest material dacă simți că a fost valoros și crezi că poate să ajute și pe cineva drag. Te îmbrățișez și îți mulțumesc că faci parte din acest proiect atât de fain. Toate cele bune. Mulțumesc, Marius. Cu mare drag. Mulțumesc. Și eu mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Ne revedem în curând. Bun.